Ciao, mio nome è Ulisse e faccio il gondoliere. Da 22 anni ho portato migliaia di persone nella mia gondola. Sapete cosa accomunano tutte queste persone? La risposta è l'amore. Nu mi se pare că poți să definești o persoană așa de simplu. Chestia specifică la noi e că am crescut împreună și cumva am evoluat împreună. N-am intrat unul în viața celuilalt într-un punct anume, ci mi se pare că am luat-o de la zero împreună. Îmi place cel mai mult la Veneția faptul că are o poveste și oriunde te uiți e super poetic, pentru că peste tot e încărcat cu o poveste. Cel mai mult la el mi-a plăcut faptul că putea să fie vulnerabil cu mine. Mi s-a părut sincer. Mi s-a părut stabil, chipeș, extrem de chipeș. Și mi-a oferit foarte multă afecțiune. Sunt un om care am nevoie să absorb din energia altuia și am nevoie de sărutări și îmbrățișări. Și le primesc constant și de mulți, mulți ani în aceeași cantitate. Cel mai important moment pentru mine probabil o să fie când o să văd prima oară. Cununia este un punct de sosire, dar și un punct de plecare. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa. Vor fi amândoi un singur trup. Când ați venit în această biserică, ați venit separat. Ei, de acum înainte, prin ceea ce am celebrat astăzi aici, această taină căsătorie și prin acest consens al vostru, nu mai sunteți doi. Veți ieși împreună. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Dacă ar fi să promit ceva, ar fi că o să încerc să fac lucrurile cel puțin la fel de bine cum au fost și până acum, dacă nu mai bine. Vreau să-ți mulțumesc pentru felul în care mă ții și creez un spațiu să mă desfășor, să fiu doar eu și să fiu așa cum sunt.
Îmi oferi întotdeauna ce am nevoie înainte să știu că am nevoie de asta, că știi să mă iubești. Asta îmi sumează tot.